Nația prin Educație organizează cea mai mare competiție de robotică pentru elevi de liceu din România și surpriza mea este că este cea mai mare competiție din Europa, de fapt. Avem cele mai multe echipe, 173 de echipe în acest sezon. Suntem în sezonul cu numărul 7 deja, deci de 7 ani organizez în România robotică. Și avem cele mai multe echipe dintr-o țară europeană și suntem pe locul 3 în lume după America și China, ca și număr de echipe. Și cu toate astea suntem campioni mondiali. Anul trecut în vară, România prin echipa din Arad a câștigat campionatul mondial de robotică din Statele Unite de la Houston. Este un rezultat fantastic. Sperăm că și anul ăsta o să avem un rezultat foarte bun. Trimitem 3 echipe, cele care câștigă aici naționala la sala polivalentă, la Houston în Statele Unite la finala mondială. Sunt 80 de echipe acum în București care au ajuns la națională după regionale. Sunt copii frumoși, sunt copii inteligenți, sunt tot ce are mai bun România în materie de tehnologie, de inginerie, ceea ce se numește educație STEM. Și sunt fericită că pot să organizez asta și pot să fac asta în România și că sunt atât de mulți doritori de robotică în România. În acest an, First Energize, prezentat de Qualcomm, a pus la dispoziție o lume în care echipele reimaginează viitorul durabil și propulsează ideile. Noi suntem echipa WhatsApp, suntem o echipă fondată în 2016 la Câmpul Lungmușel, suntem o echipă veteran, am participat în toate cele 7 ediții ale competiției. Istoricul nostru este unul destul de succes, am putea spune, fiind de 2 ori campioni naționali, odată în 2019 când am ajuns la etapa mondială din Detroit, în Statele Unite ale Americii, unde am obținut chiar locul 5. Și anul trecut am fost campioni naționali, însă din cauza pandemiei locurile au fost limitate, astfel că noi n-am ajuns la etapa din America. Anul acesta ne-am calificat la etapa națională unde ne aflăm în prezent și sperăm că rezultatele vor fi la fel de frumoase ca și până acum. Echipa noastră este formată din 15 membri și 5 voluntari, iar meciurile în cadrul competiției se joacă în format de 2 versus 2. O alianță roșie se confruntă cu o alianță albastră, fiecare alianță având câte 2 roboți ai celor 2 echipe ce formează alianța. Aceștia se confruntă în arenă într-o serie de meciuri. Roboții trebuie să îndeplinească anumite task-uri anul acesta, fiind vorba despre poziționarea unor conuri pe anumite bețe, le-am putea numi, ele se numesc junction în termenii competiției. Un match este împărțit în 3 părți. Întâi începe cu partea de autonomie, unde robotul trebuie să acționeze singur conform programării și a ceea ce practic noi îl învățăm cumva să facă prin intermediul programării. A doua parte a meciului este cea de teleoperated, ceea ce înseamnă că robotul este controlat de 2 driveri ce îl manevrează prin intermediul a 2 joystick-uri. Iar această perioadă are în final, ultimele 30 de secunde, sunt denumite ca fiind endgame, unde robotul trebuie să îndeplinească tot așa anumite task-uri separate de task-ul mare al jocului. Numele meu este Octavian, sunt fondatorul și în prezent mentorul echipei Delta Force din Arad. Anul trecut, după mulți ani de muncă, am reușit să ducem acasă trofeul de campioni mondiali. Anul acesta suntem în al 6-lea an de funcționalitate a echipei. În prezent ne luptăm pentru calificarea la campionatul mondial pentru a 2-a oară și totodată încercăm să ne păstrăm titlul de campion mondial.